cine n-a auzit expresia șerșe la fam care sugerează atât de bine conceptul femeia eterna necunoscută. Am fost dintotdeauna fascinat să pot pătrunde misterele care învăluie universul feminin și vă mărturisesc sincer că nici la aproape 50 de ani nu am reușit să pătrund toate enigmele care l-au făcut pe George Coșbuc să scrie nu cerceta aceste legi, căci ești nebun când le înțelegi. Noroc că am găsit această carte care a apărut și la noi la editura Herald, care m-a ajutat să pot intra, dar mai ales ieși din complicatul labirint al eternului feminin. Harding a fost discipolă lui Carl Gustav Jung și completează perfect harta preocupărilor psihanalitice, făcând o esențială istorie a evoluției aspectului feminin din epoca primitivă până astăzi, acoperind mituri, tradiții, religii și culturi, fiind convinsă că lumea modernă se află în dezechilibru din cauza că arhetipul feminin al existenței a fost reprimat. Din cauza acestui dezechilibru, scrie ea, lumea pare să se afle într-o perioadă de sterilitate în care nimic nu mai crește, nu mai înflorește și nu mai abundă în energie vitală. În majoritatea religiilor și culturilor orientale cu precădere, întregul univers este creat de două energii fundamentale, una masculină și cealaltă feminină. Yangul și inul cu care suntem familiarizați din metafizica chineză, de exemplu. În timp ce aspectul masculin este guvernat de soare, este rațional, funcționează după tipare clare, este practic, tehnic, rațional și riguros, cel feminin este marcat de lună, este fertil, creator, ascuns, emoțional, impredictibil și fluid. Estera Harding își poartă cititorii prin India, unde aceste energii fundamentale sunt Shiva și Shakti, prin Egiptul lui Osiris și al lui Isis și prin Universul Indo-European al lui Logos și Eros. Și explică foarte bine că aspectul feminin și aspectul masculin nu sunt sinonime cu femeia și bărbatul, ci că așa cum lumea este în armonie când aceste două aspecte se află în echilibru, așa și omul este armonios când aceste două energii sunt echilibrate în el. În carte sunt explicate și prezentate, din punct de vedere psihologic, manifestările care conduc la dezechilibrul uman: ce se întâmplă cu o femeie care are probleme cu aspectele sale feminine, dar și ceea ce se întâmplă cu un bărbat care își exprimă aceste manifestări energetice. Pentru a putea înțelege bine toate aceste chestiuni, doamna Harding ne propune să cunoaștem perspectiva diverselor popoare și culturi despre femeie și mai ales aspectul feminin, începând cu mitul mamei supreme din Sumer și terminând cu femeia modernă, emancipată și egală bărbatului din zilele noastre apoi prezintă diferite elemente socioculturale care au dus de-a lungul timpului la suprimarea aspectului feminin și sunt analizate diferite tipare comportamentale foarte interesante, cum ar fi de exemplu motivele pentru care în anumite triburi femeile erau obligate să se retragă în pădure în timpul ciclului menstrual sau al nașterii, de ce nu avea voie să se uite la lună sau de ce în culturi ceva mai dezvoltate existau prostituate sacre care slujeau zeiței dunii și a fertilității. Estera Harding descrie de moștenite din acele vremuri care încă funcționează astăzi și ne afectează. Vă prezint acum un citat din Jung care a scris o frumoasă introducere cărții Misterele Femei. Laturile neconștientizate ale psihicului uman sunt proiectate în lumea exterioară și dau naștere miturilor și superstițiilor. Pe vremuri, puterea reproducătoare sau creatoare a femeii nu era recunoscută ca atare, așa că era proiectată asupra lunii, ca reprezentantă a principiului feminin. Autoarea mai prezintă niște vise și desene ale pacienților săi care atestă prezența acestor arhetipuri, în speranța că o înțelegere mai bună a lucrurilor poate conduce la echilibrarea balanței. Trebuie să înțelegem că aspectul feminin și cel masculin nu sunt egale și identice, ci sunt egale, dar perfect opuse. Vă las un link în comentarii unde puteți găsi această minunată carte.